E foarte multă lume astăzi în curtea fabricii Apulum, porțelanul. Ce eveniment sărbătorit astăzi? Evenimentul, în primul rând, este ziua ceramistului, care este dedicată oamenilor în fabrică și vizitatorilor. Iar se împlinește și 10 ani de la preluarea fabricii de porțelan Apulum, în care putem spune că în acest 10 ani, împreună cu colaboratorii din fabrică, am făcut să devină cea mai mare fabrică de porțelan din Europa, ca și capacitate de producție și deja și calitatea se vede, care este mult mai bună. Se împlinesc 47 ani de porțelan la Alba Iulia și 10 ani de când ați preluat fabrica, porțelanul. Care sunt perspectivele fabricii pentru următorii ani? O creștere continuă, îmbunătățirea calității și oamenilor ca și profesioniști. Încercăm să pregătim oamenii în meseria de ceramist, ca și tehnic, deci avem nevoie de oameni specializați. Și intenția noastră este ca să se vorbească tot mai mult de fabrica. Câți angajați are fabrica acum? Deci acum, cred că 1480, am avut 1500, probabil mai sunt oameni care, din păcate, în perioada de vară pleacă din țară, dar se întorc la toamnă, deci în jur de 1450. Unde se vând produsele Apulum, porțelanul acum? Produsele Apulum, putem spune, și suntem foarte mândri de acest obiectiv care l-am ajuns, 90% export, se vând și în Statele Unite, și în Mexic, în Europa, în toate țările din Europa și sperăm că ajungem și în Australia. Deja avem clienți care solicită. Aproximativ cât timp producție o exportați? 90%. 90%, chiar toată 92%, dar 90% sunt. Mulțumesc!